ceas o zumă. Am văzut o mașină, vine despre la, la un moment dat s-a oprit brusc, iar a luat, a luat viteză. Așa, ce mașină, mă? Era al domnul arhitect. A lui, mașina lui? Băi, sigur? Băi, sigur? Dar dai, stai, 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 mă, stai, mă, stai, mă, stai, mă, băi, 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 era mașina mea, băi, uite-te la mine, băi, lasă-l, mă! O femeie, a văzut-o... Alina, Alina! Dale! Dale, te rog eu, Dale, nu acum, nu acum, nu acum, da? Du-te la Alina, du-te, mă, la Alina, du-te acolo! Ce stați așa? Chemați ceva, nu știu, salvare, pompieri? Andreea a avut un accident. Hai, nu te supăra, o să aflăm mai târziu ce s-a întâmplat, da? Dar unde a plecat mașina lui papi? Uite, stăm liniștite aici și așa nu-l supărăm nici pe papi, da? Te rog eu, hai, nu mai te supăra. Nu vreau să pățească nimic. Nu o să pățească nimic. Știu că tu nu vrei să pățească nimic, că tu ai un suflet bun. Azi-mă, de ce stai? Acolo e un loc mort, căutați-mă! Stai, stai, că nu-i așa. Mamă, ce faci? Stai de comară acolo! Am anunțat centrala. Vino cu lanterna aia cu acolo, uite-te! Andreea! Am luat două mă în casă, mă, nu mă lăsa. Ai un două mă în casă, mă! A trecut deja o jumătate de oră de când ne-a anunțat băiatul. Uite la mă, uite la mă! Care vă să vă încă din apă? Ia uite, parcă plutește ceva! Stai! Alina! 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 Dane, stai, mă, stai, mă, stai. Băi, uite, băi, șarfa aici, la opa asta, băi! Lasă-mă, lasă-mă, băi, hai, mă, ce facem? Ați chemat, mă, aia, sunt scafate. Hai, mă, ați chemat scafate, cine mă trebuie să mă vină? Nu e, nu e, nu e, Andrei, nu e, ei! Hai, la mă, la mă, la mă, la mă, Alina! Alina, potolește-te! Du-mă în casă, mă, Paul! Ia, mă, țin-o tu, nu știu. Ce să fac, mă, cu ea, mă? Ce să fac la răla ăștia? Stai, mă, Dane, te rog eu, calmează-te. Stai, stai jos. Băi, femeia asta e la mă, vă înțelegeți? Stai, 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 stai. Alina, Alina! Alina, Alina! Cine ești dumneata? Da, dumneata, cine ești? Lasă-mă, domne, să trec, dar ce, care e problema? Tipule bolnav, nu primește vizită. Da, domnule, da, dăm drumul, dar cum, adică ce, lucrezi la spital aici? Cine ești dumneata? Dăm drumul, n-auzi? Tu știi cine sunt eu, măi, tâmpitule? Eu sunt soră sa și cred că eu am voie să-l văd, da? Mai comentezi? Deja a trecut mult, asta înseamnă... Da, mă, în casă, mă. Hai în casă.
Hai, hai, vino, 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 lasă că se rezolvă! Dar mai ia mâna! Hai, hai, stai! Că n-au găsit nimic. Cine era gorila asta? Te-a legat Cassandra aici? Laura, iartă-mă. Cum te simți? Ești bine? Lucian, ce-ai făcut? Iar te-ai drogat? Ce cauți aici? Am simțit că nu mai rezist și am tras pe nas și am simțit că explodez. Nu știu, parcă sunt într-un tunel care, nu știu, m-a fundit din ce în ce mai tare. Vai, Lucian, dar de ce? De ce ai făcut asta? De ce ai ajuns în halul ăsta? Hm? Am făcut o greșeală îngrozitoare, Laura. O greșeală mai mare decât ce ai făcut lui Dan? Cum ai putut să iei firma? Să vrei să-l dai afară din casă? Lucian, așa mare invidia. Probabil că succesul lui m-a făcut invidios. Și gelos. Să nu mai dai vina pe mine, că nu eu sunt de vină pentru noi doi, da? Da, știu, da, am greșit groaznic. De ce, Lucian? Mai spune-mi, ce ai făcut lui Dan? Nu pot. Tu i-ai umblat la computer? Tu i-ai schimbat datele alea? Hai, Lucian, spune-mi. Laura. Te rog frumos, spune-mi ce s-a întâmplat, că nu mai suport. Hai, descarcă-te, spune mie. Sunt aici cu tine. Cine te-a pus să faci asta? Cassandra? Ce cauți mai? Cine dracu te crezi, mă, tu? Mama rănit, că trebuie să le faci vizite. Ieși afară, vizita s-a terminat. Cine a arătat papa asta aici, a? Nu trebuie să-mi spui de două ori, am plecat, doamna. Să te faci bine. Hai, Laura, lasă să te faci bine, da? Vorbim. Ajută-mă, mă, ajută-mă, mă! Stai, stai. Ia un pic, ia un pic. Gata, gata. Du-te și fă-mi niște cafea. Ce să? Fă o cafea. Stai, hai, lasă. Carina, hai grijă. Ce? Alina. Hai, gata. Nu pot să-ți fac. Hai, nu e cafea, e cacao, las schimb. Hai, hai, puțin. Hai, puțin, hai, puțin. Uite-te la mine. Nu știu. Hai, ia o gură, că e caldă și hai să te ploaie, hai. Victor. Lasă, nu vreau, chiar nu vreau. Ce faceți? Ați găsit-o? Nu, n-am găsit-o încă. Sper să o găsim la un moment dat. Dar de ce ți-a luat mașina? Pentru că... nu știu, face lucruri pe care nu le gândește la un moment dat. Sperăm să iasă totul cum trebuie, da. Mă rog. Mai stai tu cu fata, da? Da. Bine, vezi să adormă la un moment dat. Bianca, să te culci. Da? Da. Bine. Nu, dacă strag un ochi, mă te lipesc de patul ăsta, mă, nenorocitule. Nu, tu îți bagi joc de mine, ha? Ce faci, mă, chem pe asta aici să stai să mă vorbiți de rău, ha? Nenorocitule, mă. Ce-ai vorbit, mă, cu asta? Ce-ai vorbit cu asta? Ce-ai spus? Ce puteam să-i spun, Cassandra? Nu, ce puteai să spui? Tu faci pe istețul cu mine, ha? La cât am avut eu grijă de tine, tu asta-mi faci? Nenorocitule. Țeapă! Zi, șefa. Ordonați, șefa. Iartă-mă, ordonați, șefa. Domnul pleacă acasă. Că s-a însănătoșit, așa brusc deodată. Mai prostii debitează capul lui. Acum hotărăști în locul doctorilor, Cassandra. Îl iei pe brațe, nu mă interesează cum le-i, da? Acasă cu el, hai! Cum e, Bianca?
Alina? Alina? Ce trebuie să la mine? Crezi că eu am omorât-o sau ce? Băi, termină-mă cu discuțiile astea, mă, termină-mă. Băi, terminați cu toată. Asta-i vorba. Gata, gata. Ia Dane, de ce plânge, eu am omorât-o. Dane, calmează-te, da? N-are rost să deschidem discuții inutile. N-are rost să deschidem discuții inutile, Alina, te rog frumos. Știm cu toții de ce a murit Andreea. Știm cu toții de ce. Da, mă, și-am omorât-o eu! Dane, Alina, stai. Ce vă uitați așa la mine? Am omorât-o eu? Dane, nu spune nimeni asta, mă. Stai, mă, bă, poate nu s-a întâmplat nimic. Așa cum o cunosc eu pe Andreea, e doar o farsă. Pe bune, stă undeva, rădă de noi. N-ai, mă, nicio certitudine. Andreea, pe tine te-a iubit. Andreea, pe tine te-a iubit. Alina... Dovadă e copilul pe care ți-l vârsta. Da. Gata, că nu știm. Domnul Bratu, am găsit mașina. Și femeia? Femeia, n-am găsit-o. Hai greșit. Du-te și adu niște apă. Alina, lasă-l. Du-te. Papi a dormit aseară în hol. Înseamnă că nu a venit Andreea. O să se întoarcă, baby. Dar n-a avut un accident? N-a murit? Eu ești nen, baby, cum să moară? Hai că ne grăbim la școală. Iulico, eu nu mă sperii. Dar nu vreau ca ea și frățiorul meu să moară. Nu o să moară, baby. Hai la școală, nu te mai gândi. Aici locuiesc. Nu sunt gelos. Mai lasă glumă. Fratele lui. Incredibil în ce hal se mănânc. Se mănânc, e adevărat. Și nu sunt gelos. Mă rog, îmi pare rău că n-am venit la nunta voastră, dar am fost plecat. Știu, mi-a zis gelul. Da. Am multă treabă pe afară. Da, am un contract serios acum la o firmă și plec des. Acum am venit să o ajut pe mama să stai de seară la Timișoara. Ce face? Cum se simte? S-a acomodat? Aici îi place? E, ok. Și că e cam gen așa să dau ochii cu ea, dar... Asta e. Hai, mergem? Vrei să mergem acasă? Mai mergem undeva la o cafea? La... Incredibil, cum puteți semăna. Hai, lasă asta, hai să mergem. Cum e, mă, să nu găsească nimic, mă? N-au venit cu scafandrii. Cât de proști poate să fie ăștia, mă? N-au adus încă echipamentul, mă, o să caute, dar caută doar la suprafață acum. Bă, dar ce fac ăștia cu echipamentul ăsta, mă? Ce fac cu echipamentul ăsta? Mă, Dane, mă... Nu ți-e clar, dacă o găseau mașină, trebuia să o găsească și era moarte deja. Dacă am și amețit acum. Mai calmează-te, stai și tu jos. Dane! Tot sper să fi sărit din mașină, Victor. Da, și să ce, să ajungă la mal? Vezi că n-au găsit nicio urmă, nici pe mal, nici pe acolo, nici pe nicăieri. Caută că... Mă, nu mai pot. Frate, nu înțelegi nimic.
Ioana a murit într-un accident. Și eu nu eram vinovat. Și acum mă simt mai vinovat ca oricând. Băi, încetează-mă, nu mai vorbi așa. Era copilul meu. Sandra! Cine a închis ușa? Domnul vrea micul dejun? Cine a închis ușa? Care ușă? Bianca, am vorbit cu Dan. Și te lasă să vii, să stai la noi, mai te mai joci cu Stefănuț? Ce, nu te bucuri? Ce cu tine, Bianca? Tu ești supărată. Ce e? Da, sunt. Ce s-a întâmplat? Este vorba de Andreea. Ce? Nu vrei să te joci? Hai că vine, mai las-o puțin. Ce cu Andreea, Bibi? Ei nu vor să-mi spună, dar... Dar ce? Eu cred că Andreea a murit. Oh. Bună, drag. Bună. Ce ai venit să vezi dacă mai trăiesc? Oh, nu vorbi așa. Am venit să te văd și vreau să te întreb ce pus bașez? Da, sigur. Da, mulțumesc. Vreau să te întreb ceva. Păgubiții ăia ai voștri cu bijuteriile alea, cer despăgubiri? Mai cer? Ce să mai ceară, Manole, că am ajuns în sapă de lemn. Ce să mai cer? Ce să-mi ia? Că o să ajung în curând, Doamne ferește, să vând de prin casă ca să am ce mânca. Asta. Tu ce ai venit, să mă jelești sau te bucuri? Nici una, nici alta. Nu vorbi așa, nu. Păi de ce? Că tu ți-ai văzut visul împlinit, dragă, nu? M-ai văzut distrusă. Poate speri acum să vin după tine la frate tu să la un pahar de apă acolo. Nu, Claudia, nu vreau decât atât. Vreau să te vindeci, să te vindeci de goana asta, după aur, care ia mai, a devenit pace. O boală așa. Ideile tale de acum un secol, goana după aur. Auzi? Să nu-ți imaginezi că am să vin în Colentina după tine. Mai bine ne întâlnim, dragă, direct la cimitir. E, lasă, Luca, nu e timpul, nu te grăbi tu așa. Nu mă gândeaș. Tu nu te-ai gândit să vinzi casa? Ce să vând? Casa. Cum să vând? Să o vinzi așa, că eu cred că vreau să mă bunicică pe ea. Și stai și tu liniștită, că o femeie bătrână, ce ești? Auzi, dar bătrân ești tu. Bătrân și Ramoli, tu ai uitat că eu am ipotecat casa ca să dau pentru în contul datoriei lui Tudor? Da, 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 așa e, sigur. Sigur că avocatul după aia nu se dă afară din casă, nu? Așa cred eu. Am plecat. La revedere. La revedere, Claudia. La revedere. Și ne vedem la cimitir. Ne vedem la cimitir. Îți fac o pomană. Hai, Alina, hai, te rog, hai să mănânci ceva. Te rog eu. Toată noaptea ai stat, n-ai dormit, n-ai mâncat. Ce vrei să faci? Alina, știi ce-mi pare mie cel mai rău? Că n-am putut să fie cea fericită. Hai, te rog, nu te mai frământa atât. Toată viața a încercat să se prindă de ceva, să se agațe de ceva. Și ce-a făcut? Da, mă. Alina, tu ești sora ei. Tu chiar simți că s-a întâmplat ceva rău cu ea? Nu mai simt nimic. E frică. E foarte frică. Hai, te rog. Te rog, nu te mai frământa, te rog. Că n-au găsit nimic, dar o mai caută. E încă o speranță. Da, și Dan unde e? Dan unde e? În pădure, o caută, e în pădure. Unde crezi că e Dan? Ia de Victor, bratul. Că
dacă Andrei a murit. Eu am dispărut din viața voastră definitiv. Definitiv. Îmi dau un pahar cu apă, te rog. Pahar cu apă. Băi, ești... Hai, bea, bea puțin apă. Hai, te rog. Nu mai vreau! Nu mai vreau nimic! Hai înăuntru, gata, gata, gata. Hai să te distrugi, ce faci? Hai. Nu te rog. Hai, hai să stăm jos, hai să stăm jos. Te rog, te rog. Ai un extraveral ceva? Ce e el, Dico? Bună ziua! N-am înțeles nimic la telefon de la Dan. Ce s-a întâmplat? S-a aruncat Andreea cu mașina în lac? Da, eu cred că o nebunii, nu știu. Doamne ferește! Și Bianca? Bianca nu știe nimic, că a auzit un accident și agitație, dar nu știe nimic. Dar dacă moare femeia asta, e rău de tot. Vai, asta ne mai lipsea. Ce nenorocire, ce... Ce faci, Dane? Ce s-a întâmplat? Spune-mi și mie. Hă? Ați găsit-o? Știți ceva? Zici ceva, Dan, că nebunesc. Știi ceva? Ai aflat? Da, să rămână, mamă. Ce mai... Atâta pot să zic acum. Bă, Dane, nu știu ce să spun, dar mie, într-un fel, mi-e milă de femeia asta. Bă, ea s-a zbătut atâta cu viața ei, să par vină, să... Cât chin, cât zbuciu... Nu știu, am de... În final să cedeze, știi? Sper să fie și din lac atâta tot. Și? Cu Ana? Ce cu Ana? Cu Ana? Am avut o... Păi ai vorbit? Ce ai făcut? Da, am vorbit cu Andreea și cu Ana. Oh. Și Andreea știe că eu o să am un copil cu Ana. Oh, Doamne. Spune-mi, tu totuși ai cântărit bine toată situația asta? Știi ce ai de făcut? Crezi că e bine așa cum procedezi? Hm? Mai știi ceva? Adică n-am... Nu. Știu doar că Andreea n-avea motive să facă lucrul ăsta, da? Știu ce e în mintea ei. Nu. Știi ce se întâmplă? Ea a văzut că se prăbușește tot ce a clădit ea și probabil că a crezut că în felul ăsta scapă de povară, înțelegi? Bănuiesc. Hm? Nu pot să fac niciun fel de supoziție. Nu știu. Ți-am zis, sper doar să fie și din mașină, atâta tot. Ildico! Dane! Dan! Ildico! Aole, mamă, ce bine că ești aici. Ce e rău, Aline? Că nu știu ce are. Dar ce are? Ce e? E rău. Vin și eu, mă? Da, hai. Hai, mă! Cum adică s-a înnecat? Mai întâi mi-a spus ceva Bianca. După aia am sunat și mi-a spus Ildico că în casa aia e o adevărată nebunie. Se pare că Andreea s-a înnecat. Cum s-a înnecat, mă? Păi uite așa, s-a aruncat cu mașina în lac. Într-un acces de furie, de nebunie, nu știu. Delia, deci nu pot să cred așa ceva. Pe cuvântul meu că nu înțeleg. Tu ai rezolvat ceva? Nu, hai, lasă că-ți spun eu altă dată. Da, hai că vorbim, da. Bine, hai, te pup, pa. Alina. Mama. Alina, stai lin. Alina, te rog frumos. Alina, Maria. Mama, ia mâna. Alina. Gata. Alina. Dale, du-te jos. Dar repede. Alina. Alina, uite-te. Gata.
gata, caută, caută. Mama, gata, gata, lăsați mâna de pe ea, lăsați-o în pace. Gata, 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 gata. Să vină aici, să vină, să vină, mă rog. Vine? Da. Vine acum. Stai liniștită, da. Ia. Stai, păpușa. Aoleu, ce dor mi-a fost de tine, iubita mea. Bună ziua, doamna bună, bunică. Dragă, bună. Te ai venit să stai la noi? Nu, ai aflat vestea? Ce veste? Andreea a avut un... Ce? Lasă-mă cu Andreea! Nu am eu chef de Andreea. Acum nesimțită, n-ai din cauza ei nu o să vin să-mi văd nepoata în casa nepoatei mele. Dragă, pe tine te căutam. Spune-te, rog, neapărat lui Muri să mă caute. Am o problemă cu el, da? Dar nu, Muri nu mai face afaceri din astea cu bizute. Dragă, vreau să-i dau niște bani. Lasă-mă în pace. Ce afaceri? Trebuie să-i dau niște bani. Dar ce cu Andreea? N-ați auzit că a avut un accident? Ei, nu se poate. Da, cu mașina. Aolea, Doamne, ferește. Da, Claudia. E sigură? Nu se poate. Cine ți-a spus? Fetița, ce știe ea? Nu-i stilul, e imposibil ca Andreea să se fie aruncat cu mașina la culă la împuțit. Nu, dacă a pățit ceva, precis e vina imbecilului ăla de gineretul. Mă duc să văd ce s-a întâmplat. Da? Dan? Bună, Ana. Iartă-mă că am sunat, da. Nu sunt în București, am zis că trebuie să plec. Am vorbit cu Delia și mi-a spus despre Andreea. Spune și mie ce s-a întâmplat, e adevărat? Cum? N-ați găsit-o, nu? Da, e adevărat, n-am găsit-o. Da, a fost un accident sau habar n-am, nu știu oricum sunt. Da, poate n-ar fi trebuit să sun, dar în fine, am simțit că asta trebuie să fac. Am vrut să mă asigur că ești bine, că... Când te întorci? Nu știu, Dane. Chiar nu știu. Bine, bine. Pa, pa. Ce voi toată masă? Pentru cine ai schemat salvarea de afară? Credeați că am murit? N-am murit, mă, sunt bine. M-am scurat doar de moacele voastre. Nu vă mai suport. Ce vă uitați așa la mine? Nu mă mai recunoașteți? Ce dracu aveți? Sus. Nu mai am chef de voi, mă. Nu mai am chef de voi, ați înțeles? De toți. Lasă-mă! Stai, mă, lasă-mă! 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 Stai, mă,
Păi nu te pune jos. Lasă-mă! M-am situat de voi, nu mă atingeți! Andreea? Nu mă atinge! Plecați! Eu vreau să pleci! Ce-ai făcut? Ai sunat la Văden repede? A? Te-ai spus să pună docolivă că a murit? Andreea, ca să scăpați toți de mine? Andreea, e mama jos, cred că trebuie nu să... Nu mă interesează că mea că ta jos! Nu mă interesează de nimeni! Au, nu mai mă trece de picioar! Hai, ce faci? Unde ai fost la cumpărături? Ce ai făcut? Mulțumesc frumos că m-ai așteptat. Ce e? Nu o să fie atât de ușor, să știi, să rezolv problema la universitate, dar... De ce? Să mă întâlnesc după amiază cu rectorul și poate rezolv. Hai să mergem, că te așteaptă mama. Bine, hai, John. Unde te duci? Pe partea asta, ori? Dragoș. Dragoș, da. Deci știu că se mănânc, dar știi cum e? Eu, știi cum e în viață? Eu față de ce nu am avut noroc. Sunt însurat, am și o fetiță. Am făcut o gafă, iată-te. Hai să mergem, că te așteaptă mama. Să știi că, de fapt, Gelu n-a avut noroc cu mine. Hai. Mama. Poftim. Du-te și tu până la Andreea, te rog mult de tot. Da, imediat. Te rog. Nu, acum du-te. Mersi mult de tot. Ceva, mamă, mă speri. Trebuie să stea mama cu ea neapărat. Păi da, mă, să stea, nu-i normal. Ți-am zis, mă, că nu s-a necat. Aolo. Ce faci, mă? Sunt fericită că-i teafără, mă, că... Ce față ai? Hai, mă. Știi cum? Direct la oglindă m-am dus să mă aranjez. Și ca să ridic din mașină. Da. Trebuie să mă s-a speriat foarte tare și a lăsat doar mașina. Da, dacă e așa cum povestește ea. Da, dacă e așa cum povestește ea. Hai, mă, am Alina, mă, vrei să știi ce? Te-ai dat în oglindă, apropo? Bă, da, te-ai dat în oglindă să vezi cum arăți? Prin ce ai trecut în cauza unei nebune? Băi, nebunit. Ce-i cu ea acum? Păi da, mă, dar tu te ține partea ea apărarea, că uite. Dacă să rai tu cu mașina în lac, eu nu țin ție apărarea. Dar nu-s nebun, nu fac asta așa. Victor, tu ai văzut cum arăta ea? Nu, Andreea, bine. Trebuie să liniștească, asta e... Dar face crize, făcut ceva acolo. Caolo! Strânti pe jos. Dan. Da, scuză-mă, Ildico! Adune și nouă trei cafele mari de tot. Mari. Două, că eu vreau să dorm. Două. Așa. Te rog eu frumos, măcar perioada asta, amenajează-o și tu puțin. Nu-i mai reproșa nimic. Nu știu. Hai să... facem în așa fel încât să-și revină. Da, nu știu, o pauză. Deși... Hai, dă-mi dacă nu mai pot. Sunt, știi cum am picat? Așa sunt. Și eu vreau. Mulțumesc. Auzi ce mă gândesc? Că mai bine o la mama cu salvarea, mă, dacă tot e aici. Mă duc eu, mă, stai liniștit. Mama, nu, ea n-are ce să caute la mama la spital, doar trebuie să ducă să-și facă un control, că cine știe, s-a lovit, s-a... Stai liniștit, că mă duc eu, îți dai seama. Da, tu ești ok? Unde te duci tu? Tu ești în regulă? Da, sunt super în regulă. Sunt mai în regulă decât mi-aș fi închipuit eu și tu. Bine, Pâlă, dacă zici tu. Ai apărut? Spune-mi și mie, tu ce crezi că faci? M-ai încuiat aici, mi-ai luat telefonul, pe ăsta e parolat, nu poți să dau un telefon, tu chiar ai nebunit de tot? Nebun ești tu, mă! Unde vrei, mă, să pleci, ha? Vrei să-ți faci rost de droguri? Mă, tu chiar vrei să mori? A, dar și tu mă ții încuiat în cușca asta. Gata, ca să mă salvezi, Lucian, să mă apăr, să ce? Gata, Lucian, m-am săturat de tale, da? Data viitoare, dacă o să te găsesc într-un șans, nu o să mai vine nimeni să te ajute. O să faci ce zic eu și o să fie bine, da? A, vrei să vorbim iar de vila lui Dan? Păi îți spun eu ce o să fac. O să mă duc la poliție și o să spun tot ce am făcut noi doi.
Noi doi? Exact. Și auzi, noi doi, a? Tu ai făcut singur, Lucian. Tu singur ai făcut tot. Și știi de ce? Din ambiție, din invidie, vrei tu să fii cel mai tare. Nu ai intrat tu, mă, în computerul lui Dan să-i schimbi calculele, a? Nu tu l-ai șantajat? Nu tu i-ai luat, mă, firma? N-ai semnat împreună cu el actele? Și a cui a fost ideea asta minunată și genială, nu cumva a ta? Nu tu te-ai ținut de mine să fac toate tâmpenile astea? Vai, cât de frică mi s-a făcut, dovedește-o, mă. A? Eu în toată povestea asta sunt erou pozitiv. Ți-am împrumutat bani, tot a fost foarte legal. Aveai nevoie, că aveai visele tale, tu vrei să fii cel mai mare. Lasă-mă, te rog frumos, lasă-mă în pace, că simt că îmi pleznește capul. Ce să-ți povestesc, mă, și ce-i să faci? Auzi, o să spun ce să faci. În momentul ăsta, sub Dan, are trei zile la dispoziție să elibereze casa, ai înțeles? Eu nu mă mai joc. Asta dacă nu vrea să fac totul public. Știi bine că nu-i așa. Cum mă nu-i așa, mă, Lucian? Păi, n-a greșit Dan calculele, ha? Cum nu-i așa? Deschide! 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 Ildico! Uite, nu deschide, că zici că e casă de lemn. Ce zici? Eu aici, Tenem, dar ce bate ce așa? Unde e? Spune, ce, ce s-a întâmplat? Ce a văzit? Ați găsit-o? Cine? Ați găsit-o de Andreea? Vă vorbesc! Ce faceți? Nu auziți? A murit? Doar două aici. Mă, ați găsit-o? Voi nu auziți? Mă, voi nu sunteți oameni! Băi, de ce bați la ușa așa? Tu ești nebun? A? Și de ce vii la mine acasă? Ești rudă cu Andreea? Auzi, dacă a pățit ceva irreversibil... Hai, cred că ar fi bine să... Dacă a murit... Doar două cuie. Ești direct responsabil de tot ce i s-a întâmplat. Ești mai bun. Numai tu ai obligat-o să facă un gest ca asta. Ce? M-ai torturat-o moral în continuu. În permanență ai amenințat-o. Da. I-ai făcut un copil și după aceea ai lepădat-o cu flot cu tot. Cu pistolul... Bă, lăsați-mă-n jocul! Spune, zi-mă ce s-a întâmplat. Băi, ești chiar nesimțit. Pe ce-i fi crezut, mă? Ce-i fi crezut? Grande, grande, stai, mă. Mă! Ia lasă-mă! Victor! Victor! Pe mine acum, nu? Stai puțin, Victor, lasă-l, mă! Pe bine, mă, muri, mă, de când te sun la telefon, de ce nu răspunzi? M-am schimbat telefonele, numărul, tot. Păi și de ce nu mă anunți? Nu-i politicos, nu? Dacă ți-ai schimbat telefonul, anunță prietenii tăi. Da, mi se întâmplă. În orice caz, mă bucur foarte mult că ai venit singur și nu ai venit cu Ildico. Ți-am pregătit banii pentru ultimul transport. Da, asta e foarte bine. Chiar asta îi așteptam. E bine, muri, dragă, dar să știi că sunt ultimii mei bani, lefteră mai lăsat. Să știi că mai pe conștiință, dacă nu mă ajuți. Dar, domnul Curo, de astea nu e banii mei. Mă duc la Istanbul și scap de treabă. Auzi, lasă, că noi știm cum să fac lucrurile. Tu mi-aduci mie ceva marfă, să pot să vând și eu, să mă pun pe linia de plutire. Te rog din tot sufletul. Că altfel, mă nebunesc, nu știu ce fac. Dar... De ce nu vândeți aștia tot? Păi cui să le vând? Cine le cumpără? Nu știu ce să vă zic. Rămâne secret între noi. Mi-a dus ceva marfă, nu spui nimic lui Ildico. Tu ești băiat de onoare, băiat cinstit. Da. Ești turc. Salam. Ce naiba, nu înțelegi? Ce? Stai, aveți, mă, grijă de femeile voastre, mă! Victor! Stai puțin! Criminalilor! Nu! Pune-mă cea! Unde este? Ce-a pățit, mă? Stai aici, mă! Bărbații! Dar care-i problema, domnul avocat? De când te interesează pe dumneata așa de tare soarta mea, a? Ți-am rămas cumva datoare cu vreo poliță neplătită de pe vremea când mă impresariai la Vox? Hai, vă rog eu frumos, dați-l afară pe explocul ăsta, că mă indispune numai când îl văd. Hai! Andrei! Păpași, pe covoraș! Ce tot spui? Ia uite-l, mă, frate. Pleacă, mă, n-auzi? Andrei, depășit orice limită, pleacă tu din casa asta, nu mai, să nu mai rămâi aici nicio secundă. Nu vezi că așa te distrug? Mă-l dați afară sau ce face? Bine, plec, dar vă termin eu. Familie de insecte. Bine, gâză. A dat poară în țară că era să moară diva, a? Ce? V-a fost frică că o să mă arunc în lac cu tot cu mașină?
Nu prea am fost inspirată. Pe cuvântul meu de onoare că data viitoare o să încerc pe calea ferată, poate mă calcă trenul. Karenina 2. Și o să aduc și, mă gândeam, televiziuni, presă, ceva. Poate fac rost și două emisiune la o oră de vârf, o audiență maximă. Ridico, nu mai strânge ciogurile alea, că mie mi-e foame. Da, imediat. Dă-mi ceva de mâncare, că l-am pe ăsta care țipă de foame. Și nu mai faceți moacele astea, dragă, așa, n-am înțeles. Care e problema? Mi s-a pus pata vălul pe ochi și am vrut să mă sinucid și m-am aruncat cu mașină, cu tot, în lacul ăsta puturos. Mare scofală, ce să-ți povestesc. Mm-hmm. Extraordinar. Mare scofală. Mm-hmm. Cu copilul meu și cu mașina mea. Hai, dragă, stai liniștit. Casă de nebun. Stai liniștit, că puteam să mă omor, dar știi din ce cauză nu m-am omorât, dragă? Nu m-am omorât pentru că... Vezi, ai grijă. În afară de scandal și de țigănie, știi să mai faceți ceva în casa asta? Da, tu știi să mai faci ceva? Nu m-am omorât pentru că am un copil înăuntru de care sunt responsabilă. Care, săracul copil, n-are niciun fel de vină, care un tată, un monstru de tată, care nu știe decât să facă copii pe peste tot cu toate muierile. Ce să facă, mă? Ia mai citează cu tâmpenile. Eu zic să taci. Nu, eu zic să taci. Nu, eu zic să taci. Că nu ești în măsura să vorbești. Ce, nu știați vestea cea mare? Nu știați. Hey, foarte interesant. Da, zi odată, ce... Domnul Dan Bratu urmează să aibă un copil cu doamna Ana Dogaru. A lăsat-o însărcinată pe doamna Ana Dogaru. E adevărat? Pe Sfânta Ana. Păi, nu se vede? Uitați-vă la fața lui. Numai când îl vezi, îți dai seama că el este taurul comunal. Super. Care a reușit performanța de a lăsa însărcinate două femei în același timp. Vezi că te va paște cartea recordurilor, să știi, presimt. O simt că e pe aproape pe aici. Beton! Super tare! Hai, da, vestea, poți să te retragi acum. Nu, uite, nu o să mă retrag, decât când vreau eu. Bine, rămâi atunci în cioburile alea. O să rămân unde vreau eu. Bine. Tot tare în gură ești după ce ar trebui să-ți fie rușine. Rea, te-ai întors? Da, Biancuța, m-am întors. Știu că ție ți-a fost milă, dar... Bianca, să nu calci în ciobul. Tu ești un sufletel curat. Și eu știu că tu ții la mine și eu țin la tine. Nu ești ca alte persoane perverse și parșive care sălășluiesc în casa asta. Și acum, ca să-ți fac pe plac, am să mă retrag. Stai, stai. Bibi, nu te știu până sus cu fetele. Te simți mai bine? Hm? Hai, coborâm în club? De ce? Mă păzești să nu fug? De ce să te păzești, Lucian? Nu știu, dar atunci poate mă explici și mie ce caută mamutul ăla pe capul meu toată ziua. Țeapă sau cum îl cheamă. Știi ce cred eu, Cassandra? Mm. Că ție ți-e foarte frică. Faci pe grozava cu mine, dar de fapt ție ți-e foarte frică. Ce, uite, bă, băiatul, aveam un psiholog aici lângă mine și n-am știut. Auzi, Lucian, spune și mie, ce nu ți ajunge, a? Ai firmă, ai reputație, ai să nu mai vorbim ca bonus o femeie ca mine, a? Tu chiar vrei să stai la umbra lui Dan și să vegetezi? Sau probabil vrei să te întorci la leșinata aia de Laura? Au, știi ceva? Poți să faci ce vrei, nu mă mai interesează. Stai puțin, nu amesteca. Laura n-are niciun amestec în povestea asta. Vrei să renunți la mine? Fă-o. Oricum nu mă mai interesează. Proiectul Villa Max nu a reușit. Asta e adevărat, că deocamdată, din momentul ăsta, tu nu te mai atingi de mine. Ai înțeles? Asta ar trebui să fie o pedapsă? O să spun eu ce o să fie. De acum încolo o să avem relații strict profesionale. Și în momentul ăsta îl sun pe Dan. Cu mâna pe telefon și sun pe Dan. Luni vreau să elibereze vila. Ai înțeles? Acum. E foarte bine, mă. E foarte bine. În felul ăsta o să poți să faci ce îți dictează inima. Ce vrea sufletelul tău, l-ar face. Adică? Înainte, Andreea era însărcinată, da? Singura însărcinată. Da. Avea un avantaj. Nu puteai să o părăsești fără să ai rămușcări, fără să te simți vinovat, fără... De data asta, lucrurile stau altfel. Foarte simplu.
dacă și Andreea e însărcinată, și Ana e însărcinată, tu în felul ăsta, oricum o să ai grijă de ambii copii. Asta e foarte clar. Da, nu? Clar. Tu poți să rămâi cu aia care vrei. Ce îți dictează sufletul, aia faci. Despre asta e vorba. E foarte simplu. Ca la cărți. Chintă la două capete. Bianca? Da, Fabi. Vreau să vorbesc cu tine ceva foarte serios. Ce am mai făcut? Nu, tu n-ai făcut nimic. Eu am făcut și uite, acum trebuie să-mi repar greșelile. Poți să lași desenul un pic? Două secunde. Bianca, copilul pe care îl așteaptă Ana este frățiorul sau surioara pe care ți l-ai dorit. Da, Fabi! Yes! Yes! Da! Ce prost am fost! Cum se bucură? Ești singurul în care se bucură, știi? Mai răvășit. Acum, nu știu ce o să fac, dar... când o să mă hotărăsc ce vreau să fac, tu o să fii primul care o să afle. Nu trebuia să te las să te despari de Ana. Ce să facem? Asta e. Știu, pot să mă bazez pe tine. Dacă nu pe tine, atunci pe cine să mă bazez eu, mă frumoasă? Alina, ce cauți aici? Am dormit cu tine. Ce faci? Ești ok? Nu mai pot. Știi cum îmi simt capul. Vraiște, oricum, cred că aseară am căzut așa ca un buștean. Da, ai adormit imediat. Vrei să aduci ceva? Adevăr e că nu. Prin câte am trecut, nici de mirare. Vreau să zic că și așa sfârșitul de puteri. În momentul în care mă gândesc la nenorocita aia împuțită, cum stă așa ca un uliu. Știi, cum mă pândește să-mi ia locul, simt că nebunesc. Andreea nu te mai distruge singură. Unde-i Dan? E la Timișoara, am plecat de dimineață. Tu vorbești serios? Da. Adică Dan e la Timișoara? Eu sunt în halul în care sunt. Andreea. Și l-a plecat la Timișoara. Andreea, ascultă-mă puțin. Unul la mână am rămas eu cu tine să am grijă. Și el e foarte îngrijorat. Și în al doilea rând a primit aseară telefon de la Lucian că ăla vrea să ia casă, e nasol. Chiar trebuia să plece, că singura speranță mare la taică-su, care e în Timișoara. Adică eu sunt, deci chiar a fost... eu sunt pe cale de a muri și el pleacă la Timișoara. Andreea, și apărarea, ce Alina? Sunt aici? De eu nu pot să stau cu tine, nu pot să am grijă de tine? Are probleme mari. Are probleme mari.
Și eu n-am probleme, da? Ai vrut să te sinucizi? Ia întreabă-mă. Ai vrut să te sinucizi? Da, mă, da. Jumătate am vrut să mă sinucid. Jumătate da, jumătate bravo, nu. Bravo, Andreea. În felul ăsta s-au rezolvat toate problemele, Andreea. Și să știi Andreea, că nu m-am sinucis, nu din cauza plodului ăsta nenorocit. Nu m-am sinucis din cauza lui nenorocită aia de Ana. Pentru că asta tot așteaptă. Să vină în locul meu. Andreea, nu mai uită de Ana. Nu mai uită de Ana. La cine vrei să mă gândesc? La cine vrei să mă gândesc? La cineva la ceva constructiv? La javra asta împuțită care încearcă pentru a doua oară să scoată pe Dan din calea mea și din viața mea. A? Din cauza ei mi se întâmplă tot ce nu, mi se Andreea întâmplă. Știi ce? Probabil că o să fii foarte surprinsă și tu. Și o să fiți toți foarte surprinși. Că n-am să mă dau bătută, mă. N-am să mă sinucid. N-am să mor, mă. Atâta vreme cât eu trăiesc, ăia doi n-o să fie împreună. Poate pe lumea elaltă, da. În lumea asta, nu. Hai și lasă-mă, dracu, știu că mă enervezi. Iartă-mă, Doamne, iartă-mă pentru gândul cel rău. N-am crezut că sunt în stare să vreau răul altuia. O clipă, doar atât o clipă mi-am dorit ca Andreea să moară și Dan să se întoarcă la mine.